Să știi că dacă ceva m-a făcut să scriu Chimera, aceea a fost nevoia de a construi propria poveste. Și, sincer, aș adăuga asta lângă toate celelalte lucruri importante din viață. E să-ți construiești o casă, să faci un copil, să plantezi un copac. E că mi-a plăcut să rostesc cuvinte, mi-a plăcut să le aflu cadența, să le pun în succesiune. Ține, și asta a fost parte deși sună așa mai pretențios, din datoria mea. Asta am aflat-o pe măsură ce scriam. Datoria mea de vorbitor de limbă română să dau limbii române ce e limbii române, frumusețea ei, muzicalitatea ei, cadența ei. Chimera e o poveste în care mi-am luat libertatea, pot să spun așa, de a fi liber, neîngrădit de timp, neîngrădit de convenții. Și astea adunate lângă faptul cert că eu însumi mă îndoiesc de propria mea identitate, e un motiv nu doar să... Nu e doar ce m-a dus spre scrierea Chimerei, ci e un motiv de a scrie în continuare. Mauro Leone e un fel de om fără însuștire, dacă vrei. El este cel mai puțin definit personaj din carte. Chiar dacă se remarcă prin această calitate a lui extraordinară de a reproduce orice sunet, orice cântec, ca un om tonomat, Mauro Leone rămâne până la urmă un fel de fantă, cumva, o fantă prin care poți privi către celelalte personaje. O fisură în realitate care se deschide dinspre călcâie, spre cap, aș putea să zic, pentru că Mauro Leone sunt sandalele mele. Sandalele mele pe care le cheamă Mauro Leone, pe care le am de 7 ani, de aproape 8 ani de zile, un an mai mult decât am lucrat la această carte. Și de care m-am atașat în timp și față de care am simțit nevoia să mă apropii cât de afectuos te poți apropia de propriile tale sandale, până la urmă decât să le scrii o carte. Mauro Leone e un personaj candid prin excelență, dacă vrei, prin cumințenia lui. Prin incapacitatea lui de adaptare, dacă vrei. Mauro Leone e un fel de Grigori Perelman. Dacă nu știi cine e Grigori Perelman, asta e, trebuie să spun că e un rus nebun, un matematician de geniu altfel, care trăiește cu măsa la cei aproape 50 de ani ai lui, care mănâncă, a fost în America. L-au invitat, au ținut, au tras de el niște americani și l-au convins să plece din San Petersburgului. Și a stat în America și a mâncat, doar asta a mâncat, a mâncat covrigi și chipsuri. E, după aia ce a mâncat covrigi și chipsuri, s-a întors în Rusia și a refuzat $1.000.000, respectiv contravaloarea premiului Field, medalii Field, pentru matematicieni de geniu, cum era el. Dincolo de aspectele astea haios comice, așa, sau haios absurde, Grigori Perelman este ceea ce numesc eu un personaj candid, ceea ce cred că ar trebui să însemne pentru noi, pentru noi ăștia care nu suntem Grigori Perelman, să însemne foarte mult. Și foarte mult ăsta ține de decența de a îți asuma condiția aia care e. Nu mi-am dorit o carte grea. Nici la propriu, nici la figurat. Ba din contră, o carte coerentă, o carte
limpede, o carte lipsită de balast. Tot la fel, în datele astea pe care eu mi le-am dorit, Chimera e o carte construită din secvențe cinematografice legate între ele prin această tehnică numită tehnica montajului de atracție. Fie că am folosit elipsa, fie că am folosit racordul de gestul sau de mișcare, fie că pur și simplu am folosit tăietura la fotogramă. Mă întreb uneori dacă nu cumva existența mea pe ansamblu nu e la fel de plină sau de fabuloasă, dacă vrei, ca și lucrurile despre care scriu.